Să fie Domnul. Scumpii mei, vă rog să rămâneți în picioare câteva clipe. Vreau să citesc cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Evrei, capitolul 11, de la versetul 23 până la versetul 29, apoi o să vă reocupați locurile. Evrei 11, versetul 23. 11 cu 23. Prin credință a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să suferă împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost. Înghițiți. Amin. Stimată biserică, reocupați-vă locurile. Suntem bucuroși de această seară frumoasă de care Domnul ne face, ne face parte, când, întorcându-ne fiecare de la lucru pe care îl avem pentru bucata de pâine, ne-am întâlnit în casa lui Dumnezeu să avem părtășie, să-l cinstim pe Domnul și să aducem rugăciunile noastre, atât de mulțumire cât și de cerere. În această seară însă, în mijlocul acestei părtășii, pe lângă rugăciune, cântare și predicarea Evangheliei, familia Bujdei, fratele Doru, sora Talida, alături de părinți de rudenii, și-au adus copiii, copilul la binecuvântare, al patrulea copil, pe Artemisa. Frate Doru, sora Talida, dragii noștri, vă salutăm și vă binecuvântăm în casa Domnului alături de Copilașul de care Dumnezeu va a făcut parte, pe care vi l-a dat ca o binecuvântare și pe care l-ați adus ca să fie binecuvântat de Domnul. Pentru ca să onorăm sărbătoarea din viața dumneavoastră, am vrea să rostim un cuvânt din partea Domnului care să rămână ca o aducere a minte pentru acest copil și pentru familia dumneavoastră. Am citit din Cartea lui Dumnezeu despre credința părinților lui Moise și despre credința copilului când acesta s-a făcut mare. Și în această predică scurtă pe care vreau să rostesc, vreau să vă spun următorul lucru. De obicei, când părinții au credință, și copiii au credință. Pentru că în perioada în care, în calitate de copii, stând acasă, ei sunt martori la manifestarea credinței părinților lor. Priviți versetul 23. Prin credință, părinții l-au ascuns pe Moise. Versetul 24. Când Moise s-a făcut mare și el tot prin credință a făcut ceea ce a făcut. Moise a avut parte de părinți credincioși și trei luni l-au putut ține ei, apoi au trebuit să-l pună pe apă într-un sicriaș. Însă Dumnezeu a făcut ca acest copil să ajungă din nou la mama lui, mama care a fost luată ca o doică, fără ca să știe că mama adoptivă, fica lui Faraon, o cheamă de fapt chiar pe mama copilului și o plătește să-și crească copilul. Ea nu ar fi putut să îl influențeze pe Moise în primele trei luni de viață. Ce știe un copil în primele trei luni? Însă Dumnezeu a îngăduit ca ea să-i rămână mai mamă, chiar dacă a avut poziția de doică în viața copilului și în această perioadă lungă de ani de zile, ea a putut să îl educe, să-l învețe pe Moise, pentru ca acesta, când a ajuns mare, să fie un om credincios. Observați în ce fel s-a manifestat credința în viața lui Moise. Scriptura spune două lucruri. Mai întâi, versetul 25. Prin credință, Moise n-a vrut. Și versetul 26. Prin credință, Moise a vrut. Credința a fost elementul, a fost principiul, a fost etalonul cu care Moise a ales ce vrea și ce nu vrea. Oamenii din generația noastră și nu neapărat din generația noastră din toate timpurile aleg în funcție de dorințele inimii, în funcție de tendințele cărnii ale firii pământești. Și dorințele lor sunt date de carne, de ispită, de păcat. Sunt date de pofta lumii. Observați că Moise a fost o excepție. Inspirat de exemplu mamei lui și de învățăturile acesteia, el a ales credința să hotărască ce o să vrea el în viață și ce nu o să vrea. Ori de câte ori lăsăm carnea să hotărască ce vrem, vom vrea lucruri păcătoase. Și nu vom vrea să slujim, să ne cheltuim, să dăruim și să urmăm pe domnul. Moise însă, împins nu de dorințele cărni, ci motivat de credință, ne spune Scriptura că nu a vrut să facă unele lucruri în timp ce a vrut să facă altele. Ce nu a vrut Moise? Moise, nu a vrut să aibă parte de privilegiile lumii. Pentru că el privea lumea ca pe un dușman al lui Dumnezeu. Și Scriptura ne spune că nu a vrut bucuriile de o clipă ale păcatului. Orice film murdar, orice anturaj păcătos, orice minciună împotriva părinților, orice răzvrătire față de autoritate, indiferent că este umană sau divină, orice formă de a păcătui, orice alegere păcătoasă, de fapt, este alegerea unei bucurii de a te complace într-un păcat. Moise nu a vrut să facă această alegere. El nu a vrut să aibă parte de bucurile de o clipă ale păcatului. Mai mult de atât, Scriptura ne spune că el a vrut. Ce a vrut el? El a vrut privilegiile slujirii pentru Dumnezeu. Chiar dacă acestea însemnau suferința împreună cu poporul Domnului, care era în contrast cu plăcerile lumii și de asemenea o cara lui Hristos care era în contrast cu bucățiile Egiptului. Omul acesta nu a fost atras nici de plăcere, de plăcerea lumii, nici de păcat, de păcatul de la curtea lui Faraon, ci din potrivă el a părăsit Egiptul. Când Moise a părăsit Egiptul, această părăsire a fost de fapt o alegere pe care el a făcut-o. Niciodată nu vom practica neprihănirea dacă nu o vom alege. O alegere care nu durează o zi sau o lună, ci o viață. Atunci când omul alege neprihănirea, plătește un preț foarte mare. Și alegând neprihănirea, el părăsește păcatul. A părăsi păcatul în fiecare zi este o decizie greu de făcut. Pentru că diavolul mobilizează lumea întunericului cu firea pământească, cu tendințe, cu instinctele primare, cu ispitele, cu toate amărgirile, pentru ca să-l atragă pe cel credincios. Însă Moise este exemplu unui om care a părăsit. Părăsirea aceasta a fost decizia lui, a fost alegerea lui. Frate Doru, sora Talida, în calitate de părinți în această seară, alături de noi toți ceilalți care suntem părinți și unii dintre noi bunici, stăm în fața acestui cuvânt care ne face responsabil nu doar de faptul că trebuie să ne creștem copiii, ci de faptul că trebuie să îi educăm, învățându-i pe acești copii să părăsească plăcerile de o clipă ale păcatului, să părăsească comorile acestei lumi și mai degrabă, adică mai repede, adică mai bine, să aleagă ceea ce este al lui Dumnezeu și a poporului Dumnezeu. Uneori suferința, uneori disprețul, ironia acestei lumi, care privește cu superioritate la Biserica lui Dumnezeu și la oamenii credincioși, calificându-i oameni fără judecată, oameni fără discernământ, oameni care nu știu să se bucure de viață. Însă Scriptura ne spune că Moise a fost un om înțelept, a fost un om educat, însă el prin credință a făcut alegeri și prin această credință el a ales să-l slujească pe Dumnezeu cu toată suferința, cu tot sacrificiul, cu toată osteneala cu toată dăruirea pe care această slujire le implică și să părăsească Egiptul cu bogățiile și cu plăcerile lui. În această seară, în calitate de părinți, din nou ni se aduce aminte că ai noștri copii vor fi contaminați atât de exemplu nostru personal, cât și de învățătura noastră și de credința sau de necredința care există în învățătura noastră și în exemplul nostru personal. Pentru că acești copii, stând 7, 10, 20 de ani în casele noastre, ne vor vedea nu numai atunci când venim la biserică și de obicei suntem religioși, ci și atunci când stăm în casele noastre, la ce ne uităm la televizor, cum vorbim la telefon, cât timp ne rugăm, cât timp citim Biblia, cum ne respectăm tovarășul de viață, cât de importantă este biserica pentru noi, care este vocabularul nostru, care sunt preferințele noastre. Ei care au doar câțiva anișori, sunt cei mai buni critici ai noștri. De aceea, în seara aceasta Domnul din nou ne aduce aminte că avem onoarea, avem responsabilitatea să ne inspir, să inspirăm credință în copiii noștri, atât prin exemplu personal, cât și prin sistemul de educație pe care îl avem la îndemână atâta timp cât copiii ne stau în casă. Stimate familii bujdei, în această seară, rostim acest cuvânt în mod deosebit pentru dumneavoastră cât și pentru tot poporul Domnului, atât cei prezenți în sanctuar, cât și cei care, prin internet, ascultă cuvintele acestea care sunt de la stăpânul nostru, pentru noi, pentru copiii noștri și pentru nepoții noștri, până când se va întoarce Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze, amin. Să ascultăm o cântare în cinstea Domnului pe care corul mixt o va cânta.